Paradoxul vieții noastre, cea de toate zilele, mi se pare mie că constă în faptul că pledăm pentru o mâncare sănătoasă, citim despre mâncăruri sănătoase, dar în același timp s-au înmulțit volumele și cărțile și emisiunile cu mâncăruri pentru toate gusturile. Adică una vorbim, alta facem. Ni se recomandă mereu cărți de bucate care să ne însoțească în traiul de zi cu zi. Sigur că este bine, fiecare își alege tot ce vrea, cu condiția să se simtă și bine. Astăzi vorbim despre o carte care se numește așa, Rețete din crudități, scrisă de o expertă în așa ceva, Elena Pridie se numește, care a scris 7 cărți despre gastronomia sănătoasă, și anume Rețete pentru familia noastră, Cartea familiei, Mai bine un prânz de verdețuri, Gospodina eficientă, Rețete pentru sănătatea noastră, Copilul vegetarian și Gătește repede, sănătos și gustos. Ei, revine în atenția noastră cu rețete din crudități pentru sănătate, pentru viață. De asemenea, a făcut și multe traduceri, încercând să se mențină pe o linie occidentală. Din cuprins avem mai multe capitole ce înțelegem prin alimentația pe bază de crudități, care sunt beneficiile acestei diete, ce nu poate face dieta din crudități și așa mai departe. Bineînțeles, un mare capitol cu rețete. Mai întâi, un sfat. Spune autoarea, eu nu recomand ca dieta unei persoane, să fie aceasta sănătoasă sau bolnavă, să cuprindă numai crudități. Nu, recomandarea mea este ca marea majoritate a alimentelor pe care le consumăm într-o zi, de preferat un minim de 50% și un maxim de 75%, să fie în stare crudă, pentru efecte benefice vizibile pentru sănătate. Așadar, pornim de la gândul că nu trebuie să mâncăm numai crud. Dacă putem în jur de 50% sau 75% maxim, ar fi foarte bine, pentru că ne-ar doza starea de sănătate. Ce se înțelege prin alimentația pe bază de crudități, știți bine, crudităţile sunt alimentele de origine vegetală consumate în starea lor naturală, adică nepreparate termic. Ele pot fi legume, fructe și, în afară de, referitor la legume, cartofi și fasole verde, care nu se consumă în stare crudă, fiind toxice. Hei, care sunt beneficiile? O să vă citesc câteva dintre ele, adică întărește sistemul nostru imunitar. Sunt antioxidante cruditățile, fibre, vitamine, minerale, enzime și așa mai departe. Fructele, legumele, nucile și semințele nepreparate termic pot preveni o mulțime de boli, de inimă, diabet, osteoporoză, rinic și așa mai departe. De asemenea, elimină stresul sau o parte din el. Activitatea ficatului este ajutată prin dieta de crudități și așa mai departe. Deci, beneficiile, dacă veți răsfoi cartea, le veți găsi aici, iar dacă veți mânca crudități, le veți simți pe propria piele. Ce nu se poate face în dieta din crudități? Ce nu poate face dieta de crudități? Adică, nu poate înlocui mișcarea, aerul curat, apa curată și băută zilnic în cantitate suficientă, odihna, cumpătarea, chiar și în ceea ce este bun, și o atitudine mentală optimistă. Ce trebuie să cuprindă cămara unui vegetarian? Adică fructe și legume proaspete, nuci, alune de pădure, migdale, semințe de in, de susan, floarea soarelui, dovleac, fructe uscate, miere de albine, mirodenii, chimen, cimbru, busuioc, oregano, boia de ardei, dulce, coriandru, ulei de măsline, extra virgin presat la rece, măsline naturale.
Întrebarea este pusă de mulți dacă o asemenea dietă poate vindeca boli grave, în special cancerul. Sigur că numai dieta vegetariană nu poate vindeca aceste boli, dar ajută foarte mult la vindecare alături de alte medicamente. Regulile pentru o alimentație sănătoasă sunt, poate că știți cu siguranță, adică știți, 2-3 mese regulate pe zi, 30 de minute liniște, conștientizarea că mănânci, masa de dimineață peste care nu sari, masa de prânz cam 40% din hrana unei zile și, firește, cina ușoară, intervalul cât mai scurt între mese și așa mai departe. Ei, revenim. Așadar, am o carte cu rețete din crudități. O supă. O supă de spanac. Repet, toate sunt crude. 300 de grame de spanac fraged, 5 roșii, 3-4 frunze de pătrunjel verde, câteva bobițe de coriandru pisat, 2 linguri de suc de lămâie, un cățel de usturoi, un ardei roșu, sare puțină, o jumătate de linguriță și 100 de mililitri apă. Iată cum se face supă de spanac. Se pregătesc legumele, spanacul se curăță și roșiile de partea verde se curăță la fel și se taie în două. Ardeiul se taie bucăți mici și se lasă deoparte. Pătrunjelul se toacă mărunt și se lasă deoparte. Celelalte ingrediente se pasează în blender. Supa rezultată se pune într-un bol, iar deasupra se răsară pătrunjelul tocat și ardeiul. Se servește imediat. Asta este o regulă la mâncarea vegetariană, adică odată gătită, un fel de a spune gătită, preparată, pregătită, trebuie mâncată imediat. Am mai găsit aici o mulțime de piureuri de legume. Uite, un piure de legume, ele sunt 10 tipuri de piureuri. Piure de legume din un dovlecel mic, 2 roșii, usturoi, sare și avocado. Sau o conopidă mică, o linguriță de boia de ardei, lapte și semințe de floarea soarelui. Sau o cană de mazăre verde, o roșie, nuci și sare. Sau țelină, gulie, morcov, leurdă, suc de lămâie, usturoi verde, semințe de dovleac. Toate se pasează în blender și obții acel piure de legume. Am mai ales perișoare din legume. Perișoarele sunt făcute din semințe de floarea soarelui, semințe de in, morcov, țelină, ceapă, boia de ardei, oregano și sare. Se amestecă toate cele și din compoziția obținută se modelează cu mâna perișoare de mărimea unei nuci. Acestea se așează pe un platou și se lasă într-un loc călduț să se usuce câteva ore. Apoi se pot pune în diverse supe de crudități pregătite înainte. Am mai ales plăcinte, știu că dau așa o stare de uimire, adică plăcinte fără preparat termic. Uite o plăcintă de mere. Pentru aluat, 2 căni de nuci, o lingură de miere, o linguriță de lămâie, 2 linguri de coajă rasă de lămâie. Pentru umplutură, 4 mere, 2 linguri de stafide și scorțișoară. Nucile se pun la muiat, se scurg de zeamă, apoi se pasează împreună cu mierea și sucul de lămâie, apoi se adaugă coaja rasă de lămâie și compoziția obținută se întinde într-o tăviță în strat cât mai subțire. Merele se dau pe răzătoarea mare, cu tot cu coajă și se amestecă cu stafidele și scorțișoara. Se presară apoi peste compoziția din tavă, se dă plăcinta puțin la rece, apoi se taie și se servește. Ei, mai avem prune umplute, tot felul de salături pe care le știți, sau salate, sunt valabile ambele forme și merită, încă o dată spuneam și la început, vă spun și acum, merită citită și ca o carte de,
nu neapărat divertisment, o carte pe care poți să o citești într-un moment în care ai lecturat ceva, ai citit ceva. O carte care să te liniștească, să te bine dispună, să-ți trezească curiozitatea, pentru că chiar dacă nu o să respectăm tot ce scrie aici, e foarte bine să reținem măcar câteva idei. Așadar, rețete din crudități.